ceva secret, da? Nimic nu înțeles. Doar toți după secret. Bine, dar mai întâi de toate să ne facem o mică prezentare. Mie îmi spune Chiroan Cornelius, sunt în cadrul companiei Galbochest, colegul meu Mihai Eliev. Astăzi împreună cu dumneavoastră să ducem masterclass-ul și așteptăm în mod evident să fiți activi și voi, deoarece va fi o tematică destul de interesantă. La noi în trading tot ce e nou sau tot ce e vechi, dar mai împrospătat, da? Mai puțin împrospătat, deja la fel este ca o noutate și un imbold pentru a o folosi. Ca o strategie, dacă ar merge vorba, sau un instrument nou, sau multe, multe alte. Bine, să începem. Tematica masterclass-ului de astăzi va fi mai mult pus accentul pe corelarea fie a piețelor, fie a instrumentelor care fac parte din aceeași piață, indiferent care nu ar fi ea. Forex, capital, care încă? Eu vreau ca și voi să fiți activi. Ok? Da. În mod evident. Bine. Prezent, adică mai întâi de toate vom discuta, vom atinge tema hedging-ului. Ce înseamnă asta și cum adică, îl utilizează diferiți participanți în piață. Despre tematica dată va discuta domnul Mihai Eliev. Putem. Cine o să de hedging? Să o înviază de zi cu zi. Avem plan B. Să luăm așa o situație. Să spun că avem scopul să-mi ducem la magazin. Și ieșim din casă și vedem că apare plouă. Ce facem în cazul acesta? Facem planul B deja. Îmi ducem înapoi în casă și luăm umbrela. Păi așa și pe piață, întotdeauna este un plan B. Cine are un plan B piață? Și ce înseamnă planul B acesta? Ce înseamnă hedging? Și cine auzit de el? Luăm așa un exemplu. Să spunem că deținem o companie de aviație. Să spunem American Airlines. Și în situația dată observăm că viteaiul se duce în sus, în bani. Ca să ne astupăm minusul nostru, puneți ce să facem? Adică trebuie să facem planul B. La cât, cum a spus domnul Alexandru, sau a doua modalitate este hedging. Ce înseamnă hedging acesta? Adică noi avem, spunem, compania de aviație, în mod normal ce să facem? Să scriem buy pe BTI. Cu ce scop? Ca să stupem minusul celălalt. Sau în aceeași situație putem să facem și în viață zi cu zi. Dacă avem o companie, să spunem, de taxi sau ceva. Din nou, presa combustibil crește. Cum să stupem noi minusul acesta? Ce ascultă? Adică deschidem un buy pe BTI. Cu ce scop? Ca să stupem minusul acesta. Pe așa și în domeniul de tranzacționare este planul B, care se numește hedging. Ce este hedging-ul? Adică la o tranzacție deja activă, care nu e deschis-o, și să spunem că se schimbe tendința. Ce să facem noi în modul acesta? Domnul așa o situație, avem pe USD un sell. Și acum, la final, se schimbe tendința. Ce să facem în situația dată? Toți știm că există o corelație între două valute. Luăm întâi între valute, să spunem pe USD. Dacă avem un sell, ce să facem? Noi să putem schidem lacăt sau schidem, facem un hedge, scurelăm. În situația dată vom deschide pe USD CAD un buy. De ce motiv? Sunt două cotații opuse. Toți cunosc această, nu? Da. Eu dacă eu să dăm sau că dacă. Dacă eu să dăm, schidem set. Da. Eu să dacă la ce să mergem? La bani. La bani. Aici merge vorba de corelarea prin cotațiile directe și indirecte. Adică cum să punctul diferit, așa cum. Sunt mai fonduri în lume care se ocupă doar de hedging acesta. Unul din cei mai mari, spune așa, investitori, toți să cunosc pe Warren Buffett. Toți cunoaștem că dumnealui este un specialist foarte bun. Și cum spune regula numărul lui,
Cine știe regla numărul 1 lui Warren Buffett? Nu pierd niciodată bani. Dar are două regule, cine o știe? Adică nu, niciodată nu dăm regula numărul 1. Întotdeauna pe piață este important să facem bani. Dar în situația când să spun să scriem o tranzacție opusă sau cu încăsire, deja trebuie să facem a doilea plan, planul B. Care situația dată putem să schidem chiar de acesta. Noi putem să schidem toate valutele, fie toate piesele. Fie piața valutare, fie piața de capital sau fie pe orice piață. Cu scopul de a scupa golul acesta. Care sunt avantajele la hedging? Ce avantaj are hedging-ul? Un hedging de piața Forex reduce intrinsec expunerea dumneavoastră la piața financiară. A doilea, puteți să lansați o poziție pe care nu ați putut-o lăsa până acum. Se poate profita de o tendință nouă cu mult înainte de a vedea semnale de confirmare. Și deja ultima avantaj de strategie de hedging oferă posibilitate de a vă administra portofoliul vostru de investiții. Și atunci, domnul Cornel a sfărit care este corelația dintre două pieți sau dintre două valute. Și în toată dată vom folosi automat și corelația și hedging-ul. Da, hedging-ul. Din câte ați înțeles, adică corelarea însuși asta este raportarea unei valute la alta, sau dacă merge vorba de valută de tip USD, sunt, avem cotațiile directe, indirecte și, după cât cunoașteți, mai este și a treia, cross-cursul, da? unde dolarul nu este vizibil, dar ca atare în spatele acestei operațiuni, la fel, să știți că este dolarul, deoarece tot ce se raportează pe piața internațională, el este de ce legat? Dolar, valuta internațională, da? Ok. Ce noi putem discuta despre corelarea valutilor, adică cea directă, cea indirectă, despre corelarea piețelor. Da? Toți cunoaștem că, ca exemplu, despre o corelare a piețelor, ce exemplu ați putea dumneavoastră, ce cunoașteți din practica personală, din practica voastră de tranzacționare, indiferent, cât pe real, cât pe demo, cât mai activ. Când dolarul se apreciază, goldul ce face? Asta este o corelare, este o regulă, da? În mod evident, știind această regulă, eu ce fac? Eu am posibilitate, când văd întărirea dolarului american, să intru pe poziție de vânzare pe gold, da? Dar Brentul Viteanu ce face? Ce observa până acum să treci cu goldul? Dacă dolarul îți duce în sus, ce face goldul? De ce înțelegi niciun motiv este situația dată? Da. Ce îmi poți spune? Că e o protecție împotriva inflației dolarului. Mm-hmm. Și ce înseamnă asta? Este o corelație de două piețe. Piața de Forex și piața de mărfuri. Dacă avem, să spunem, poziții de sell de gold și îți duci gold în buy, ce să facem în situația dată? Îți dăm buy pe dolari. Automat folosim hedging-ul acesta. Ok, dar mai întâi de toate, de ce se întâmplă așa evoluție pe piață? Adică când dolarul se întărește, aurul se depreciază. Diversificarea portofoliului investițional, asta sunt cu alte cuvinte. Nimeni nu ține adică toate investițiile într-o același coș. Da? Și își diversifică. O mai apărut ultima perioadă, adică așa, să spunem, și criptomonede, da? Da? Fie Bitcoin, Ripple sau indiferent care un act fie ea, adică mulți investitori, în mod evident, deja li s-au lăjdit o gamă de instrumente investiționale. Până în prezent îi puneau accentul pe dolar și metale prețioase, ca de exemplu aur. Acum lor le-au mai fost oferit încă careva o gamă de instrumente în care ei au putut să investească. Și să știți că, într-adevăr, evoluția dolarului are o influență foarte mare pe piață. Pe oricare piață noi n-am discutat.
fie cea de capital, indicii, fie pe piața cripto. Ce ați observat pe piața cripto dumneavoastră? O regulă este. Dacă Bitcoin-ul, da? Da. Care este locomotiva, așa să spunem, la piața cripto, dacă ea scade, practic scad toate simultan. Așa este. La fel, în mod evident, asta la fel este ca o corelare. Deoarece ce fac? Restul criptomonedelor, ele ce fac? Ele se aliniază către puterea Bitcoin-ului, adică către evoluția Bitcoin-ului pe piață. De asta, noi la fel avem posibilitate să tranzacționăm când vedem o evoluție oarecare. Da? Da, noi cunoaștem cu toții că nu putem, nu toți au posibilitatea de a tranzacționa pe Bitcoin. Dorința este, posibilitățile. Până ajungem la o etapă de creștere a depozitului, în mod evident, pentru a ne păstra în zonele noastre de, controlul riscurilor. Așa este. Toți tranzacționăm cu controlul riscurilor. Da. Asta de asta e în mod evident. De asta, dar noi avem posibilitatea de a tranzacționa și pe alte cripto. Așa este. Ripple, care e destul de, adică, în mod evident, făcând, la un masterclass ceva timp în urmă, sigur că mulți din voi la fel au fost, noi am discutat despre evoluția la Ripple. Evoluția Ripple-ului, adică, are o posibilitate de ascensiune. Și cu un business plan clar, bun, acolo s-ar putea de făcut o profitabilitate destul de bună. Deoarece el s-află acum la niște poziții de jos, care un depozit profesional, acolo nu avem careva riscuri care ne-ar pune afacerea noastră sub la îndoială, ok? De asta, știind de acte de regulitate, noi avem posibilitate, toți, ca trader, noi avem posibilitate să ne folosim și nu numai că posibilitate, dar sunt sigur că mulți din voi, știind de aceste reguli, voi și le folosiți. Și corelația, asta putem zice, noi acum am atins tema corelația piețelor. Da? Deci piața Forex, 500 de dolari, cu piața energiilor, da? Cu piața marfară, 500 de gold, piața cripto. E clar? Adică, dar cineva ține cont de aceste reguli? Da. Ok. Și îi dați poziții de pildă, da, la întregă dolarului, poziții de vânzare pe aur. Să întrește dolarul sau că se întrească și cotația USD-CAD și a scadă GBP EURUSD și mă folosesc aceste trei momente și automat trei tranzacții. Ok. Acum m-aș opri și la USD-CAD, pe lângă. Adică, pe lângă faptul când ea este tare axată pe dolar, deoarece este o cotație, da, în USD-CAD, ce influențează în mare parte, ce instrument din altă piață influențează USD-CAD-ul? Cunoașteți? Petrolul. Petrolul. De ce? Adică nu e numai suficient să-i la dolar, că sunt momente când dolarul a crescut, chiar săptămâna trecută, dolarul a crescut, dar USD-CAD-ul a dus în jos pentru că petrolul a căzut. Adică el mergea în invers, adică logice. Că dacă să ne conducem numai după de dolar, USD-CAD-ul el a influențat foarte mult și de petrol, prețul petrolului. De ce? Deoarece Canada, adică o mare parte a PIB-ului lor, este bazat pe producerea și vânzarea petrolului. De asta să fiți atenți în continuare, adică și deja să examinați urmarea acestui masterclass, cine a avut posibilitatea de a afla informații nouă, urmăriți în istorie. Evoluția petrolului și USD-CAD-ul. Când se întărește petrolul, adică crește prețul petrolului, CAD-ul la fel se întărește. Deoarece el influențează direct, anume Canada, în cazul lor. Asta iarăși e o corelare între piețe. Bine, dar ce mai cunoașteți dumneavoastră, adică ce corelații sunt între perechile valutare, ca de exemplu? Da. Bun, eu am observat acum USD-CHF cu GBP-CHF. Ce adică dacă USD-CHF crește, GBP-CHF cam are și el de limita să crească. Dacă nu ceva pe GBP
fii mai puternic care se influențează. Aici avem o corelare la două perechi valutare. Euro CHF și USD GPI. Și corelarea numai USD GPI, Euro CHF. E, asta este un grafic istoric, dar în mod evident, în formatul dată, adică și să petrece corelarea, adică între aceste două valute. Și aici este un grafic plasat pe alt grafic, adică graficul de la Euro CHF cu graficul USD GPI. Și puteți vedea, cursătoare, el se diferă prin culoare. Unul are o culoare neagră și altul o culoare albastră. Vedeți o evoluție. Ce spate de poți zice? Au aceleași tendințe. Dar perechele? Aici nu e opțiune, noi vorbim despre o pereche voluntară cross-curs. Așa este? Aici este o pereche indirectă. Adică, asta ar fi ca o posibilitate, în mod evident, să o examinați și să vedeți evoluția. În cazul este, dacă eu am o tranzacție de bani pe una, aș avea posibilitate să mă folosesc de eu în contrare pe a doua pereche valutară. Așa este? Știem. Numai că, în mod evident, poate și verificați toate chestiile astea, adică în istorie. Ok? Și, da. Se numește situația dată, este o corelare pozitivă. Pozitivă. Ce doar înseamnă aici asta? Da. Adică când ambele cotații se duc în aceeași direcție. Fie în bai, fie în sen. Ceea ce cunoaștem noi cu dolarul, da? Când dacă dolarul crește, goldul se depreciază, asta este o corelare negativă. Adică el lucrează oglindă. Ok? Adică una în creștere, alta în depreciere. Asta e cine folosește în tranzacționare, indiferent tranzacționările pe lângă dumneavoastră, pe care? Nu știu, dacă știți prin Investi, este calculator care îți arată. Ok. Adică eu folosesc calculatorul respectiv când îmi trebuie, adică verific care sunt aceleași direcții sau care pe corelația e aproape. Și acolo, adică în funcție cine arată, pot să mă uit, adică... Am înțeles. Voi vedeți dacă una se apreciază, care se apreciază, ele se alătă una lângă altă. Da. Și care se depreciază. Ok, dar indiferent de asta, eu în cazul nostru, de pildă anterior, da, Euro CHF care noi USD GPI, adică noi ele practic au același mers. Adică, să revin direct, eu dacă am făcut o analiză tehnică pe unul, sunt probabil că în adică tare mare diferență va fi și pe a doua. Înțelegeți? Cum înainte, de pildă, avea o fluctuație, înainte era o corelare pozitivă, știți la care? Euro și cu GBP. Euro USD și GBP USD. Chem traderii cu ochii închiși, dacă dădeau bai, lor le arăta bai pe una dintre ele. Asta e cu ochii închiși, puteau să dai bai și pe a doua cotație. Deja nu, ei s-au divorțat. Au avut loc un divorț între comunitatea europeană și Great Britain. Asta și o dus la... Deja ele sunt privite ca două economii separate, în mod evident, și au diferite viziuni asupra dezvoltării lor. Fiecare, în mod... cunoaștem cu toți. Domeniul economic, statul, în primul și în primul rând, orice stat, încearcă să-și protejeze ce? Propriile afaceri, da? Propriile economii. Și în comunitatea europeană, noi vorbim despre conglomeratul ăsta de țări, da? În comunitatea europeană. Dar credeți mult mine, de ce el adânși nu s-o primit Banca Centrală Europeană să o fac analogic băncii americani, care este total, este stat în stat, da? Este total independent. Pentru nu poate influența nici președintele Biden, dacă ar vrea chiar. Deoarece în cadrul comunității europene, în mod evident, fiecare încerca să-și lobieze interesele sale. Asta eu cred că e pe prim plan. De asta voi aveți posibilitate să
faceți o analiză a pe piață, indiferent când merge vorba pe cotații pe piața Forex, pe piața Forex privind sub aspectul corelării cu piața Marfare sau piața Crypto. Da? Să aveți posibilitatea să vă faceți propriile viziuni și să câștigați de ce nu, plus contrare, minim. Dacă merge vorba de o pereche, ok? Voltare. De asta, dar noi ce căutăm pe mine? Cel mai potrivit momente de intrare, la noi problema care? La trading. Răbdare? Adică noi răbdarea trebuie cumva să o stăpânim, da? Să nu ne grăbim contrarea sau prea mult o așteptăm, adică intrarea aceeași până în final, de-am o așteptăm o confirmare peste confirmare. Și când te uiți, am scăpat intrarea. Da? Sau am intrat prea târziu și am luat din tot potențialul mișcării, adică am luat 5%. Ok, asta și este foarte important, deoarece noi avem 3 puncte, da? La care trebuie să avem răspunsul înainte de a apăsa butonul sell sau buy. Care sunt ele? Direcția, intrarea și ieșirea. Și nu uitați niciodată. Nu le ignorați. Asta vă... Că restul regulilor voi le cunoașteți. Credeți-mă pe mine, cum văd rândul crescător, eu așa îl vedeți și voi. Așa este sau nu? Sau cineva nu? Ok. Nu ai? Da, domnul doamnă, da. Nu sunt. Eu când stăteam la fel la masterclass-ul, de acolo se privesc cu lucrurile cu totul altfel, de gândire aici. Dar credeți-mă că la mijloc e una și aceeași, cred eu, trading. Și pentru mine este trendul și ca și pentru dumneavoastră e același trend. De asta nu vă puneți la îndoială. Unica și, adică, diferă un trader de altul, asta însăși capacitatea lui de a-și gestiona psihologia. Deoarece ea este foarte importantă. Că tehnic, noi suntem cunoaștem aceleași reguli, da? Că noi toți, semaforul roșu e roșu. Așa este. Dar deja sunt indivizi care sunt mai nerăbdători când vede noi mașină, chiar și pe roșu treci. Adică, ideea e iacă aici noi trebuie să ne stăpânim. Ok? Care sunt scopurile la masterclass-ul? Ca voi să vă ridicați într-o oarecă măsură calificările voastre. Să aflați ceva, să vă le împrospătați și să le utilizați. Deoarece, cine o tranzacționat săptămâna dată? Aceasta. Ok? Ce ați observat voi? Iată, noi toți astăzi am fost în așteptări la mai multe evenimente, da? La știri, pe fundamental. Adică el... Au avut o evoluție pe piață, dar așa, mai lent, da? Parcă a fost ca niște, parcă erau toți într-un stand-by în așteptare. Da, undeva figuri, undeva triunghiuri, adică s-a așteptat. Și încă nu... S-a așteptat. Eu asta am vrut să... Ce rata de referință la dolar? Cum crezi? Cum as... Adică as influențează? Piață. După atâta așteptare, după atâta, adică, în mod evident, toți sunt cu anume axați, cu ochii pe domeniu, pe rata asta de referință. Dar acum am chiar... Este joi la... Mâine da, săptămâna, da, eu am verificat, pur și simplu noi nu pe toate cotațiile, adică să le tranzacționăm, dar sunt 17 rate de referință, la 17 state diferite. Vă dați seama, da? Adică... Cum o să influențeze multa de seara în viață? Influențată se așteaptă. Buy stop, sell stop? Poftim. Ok, noi... Și v-aș sugera și o... Adică... Să tranzacționați. Să tranzacționați pe cotații
cu picăte, dumneavoastră ați reușit să le, să le controlați. Da? Nu uitați, nu uitați de instrumentul de control a riscurilor. Da, stop-loss-urile, dar mai există și stop-loss-ul pozitiv. Mai există și trailing stop. Utilizați trailing stop-ul? Da. Adică, el în mod evident, la știri, el dă efectul. Dar pe dumneavoastră cum v-am ajuns? Dar l-ați utilizat la care parametri? Cel mai des la 10 și pe la 5. Dar de ce? Am primit o recomandare, da? Super! Ați verificat-o? Adică ați tranzacționat și așa și așa? Dar mai dat până la 10. Uitați-vă, asta e regulă. Dar fiecare o privește din unghiul său. Și pe mine m-ar aranja așa, pe mine m-ar aranja altfel. Eu nu pot să spun traderilor, sau noi nu putem să interzicem traderilor de să fac ceva pe piață, ce deja fiecare din noi își face tranzacționarea după un plan bine definit, așa este. Iată și dumneavoastră vă recomand. Vă aranjează 10 puncte. Ok, puneți 10. Vă aranjează 15. Ideea constant. Deodată, știu eu, training stop-ul mic. Da, în mod evident. Adică vă scoate prea rapid din piață. Mai ales că la știri de astea, care știri bombă, da? Așa, noi, practic, eu cred că mulți din noi urmărim aceste știri. Așa este? Asta, eu despre asta și vorbesc. Voi aveți posibilitatea deja să luați decizia la urmă rapid, da? E problema cu deschis tranzacții în timpul cât își au evoluție. Deoarece la noi permanent încerc confirmarea, da? Reconfirmare. S-a schimbat prețul, prinimaite țenul sau s-a confirmat. Ok, și am scăpat. Asta e ideea. De asta plasați ordine în așteptare după strategie de tranzacționare la știri și totul va fi bine. Că acolo nu este o problemă. Asta. Bine. Deci, avem corelare pozitive și avem corelare negative. Corelările pozitive astea sunt cele care au aceeași mișcare și corelările negative astea sunt mișcările în direcțiile opuse. Ok? Sunt mai este. Euro-USD, USD-SEC. La fel. Asta este o corelare pozitivă. Eu am găsit cu mult mai multe, adică, dar în mod evident, asta aveți și voi tema pentru acasă. Căutați și voi. Ok? Aveți posibilitatea așa și voi să începeți a intra în depozitul central de pe platformă. Ați vedeți deja mai multe și mai multe cotații care v-ar putea să vă duc un potențial de tranzacționare. Din câte vedeți dumneavoastră aici pe cotațiile date, e aceea, practic, e aceeași mișcare. Înseamnă că aici cu o singură analiză, cu o singură prognoză, noi am putea să deschidem două tranzacții. De ce nu? În cazul nostru, asta e doar un benefic, da? Și posibilitatea de corelare a moneditelor ar putea juca un rol important în activitatea ta de tranzacționare. O corelație negativă între monede ar putea fi folosită ca metodă de acoperire împotriva riscurilor. Hedge, ceea ce s-a discutat. De exemplu, dacă ai o poziție lungă de cumpărare de euro și de USD și vrei să-ți acoperi poziția împotriva riscurilor, poți cumpăra, eu îți dai SEC. Ideea, constant ce ai? Voi, în mod evident, căutând aceste corelații între valute, între pieți, indiferent care nu ar fi ele, adică voi verificați-le cum ele și-au avut efectul pe piață. Întâi înțelegeți caracteristica, înțelegeți instrumentul, ca ulterior deja voi să vă folosiți de fructele acestui tranzacționari, anume bazându-vă pe corelații.
Ca urmare a unor relații negative dintre cele două perechi valutare, profiturile și pierderile vor fi mai mici când câștigi pe o poziție, pierzi pe cealaltă. Corelațiile pot fi folosite și pentru diversificarea portofoliului. Poftim. Adică asta în cazul dat, în mod evident, voi dacă... Noi toți trecem, da, cursul pe cele 7 cotații de bază, da? Euro, USD, GBP, USD, AUD, USD, NZD, USD CAD, USD CHF, USD GPI. Da? Și CHF-ul. Deja aici, în mod evident, voi, având acces la depozitul central, aveți posibilitate de a vă adăuga o gamă destul de largă de instrumente și cotații pe care ați putea voi să tranzacționați. Bine? Aici la euro doar cu USD/SEC. Ele nu erau corelații pozitive. Dacă cumpăream pe unul și cumpăream pe alta... Da, da. Poziție long, practic, și vezi să apropii riscurile, poți cumpăra. Ian, dați înapoi. Așa. Pe altul, dacă îți chidem bani... Ambele sunt pe mine. Dacă îți chidem bani, pe am și joc în seară. Nu, aceasta este o corelare pozitivă. Pozitivă. Că sunt două e greșeală în... Ideea constă între ce? Aici, însă și chiar după grafice se vede. Aici, dacă noi deschidem său, deschidem său și aici. Așa este? Ele nu lucrează oglindă. Adică ele nu lucrează în diferit. Asta, da. Adică e posibil o greșeală de tipa. Ok. Acum vom vorbi ce ne folosește indicatorul agregat. Ok, iar cu o strategie, în combinație cu RSI. Astăzi am decis să discutăm despre Allegato, deoarece eu sunt sigur că mult din voi cunoașteți despre el, dar l-ați dat așa, într-o parte, l-ați dat uitării sau n-au utilizat. Deoarece noi până în final folosim strategia proprie de tranzacționare, care, adică, indiferent, că e cineva MSD, cineva Stochastic, cineva Moving Average, adică, indiferent care n-ar fi aceasta, el vă dă posibilitatea ce? Să stabiliți, au un singur scop, să ne confirme momentul de intrare, așa este? Asta e răspunsul la întrebarea 2, din cele 3 întrebări, deoarece direcția nouă ne indică trendul. Întrebarea 2, momentul de intrare. Momentul de intrare eu îl văd pe piață. Eu și acum și la masterclass-urile anterioare vă atrag atenție la toți. Nu puneți mare însemnătate și vă conduceți numai de indicatori. Când vedeți voi evoluția pe piață ca în moment potrivit de intrare, iar că atunci voi începe, adică vă confirmați poziția voastră de intrare cu, vă verificați cu indicatorul. Deoarece sunt, păcate am văzut situații când într-adevăr traderul pune accentul 100% numai pe indicator. Dar indicatorul nu permanent, adică nu ne arată, în mod evident, arată moment de buy lângă nivelul de rezistență. Sau moment invers, moment de sell la nivelul de suport. În cazul este, noi știm că trendul este de bază, da? Are podea, are pod, suport, rezistență. Ce facem? Eu aici nu fac intrare, deoarece potențialul de profit e prea mic, raportat la potențialul de plasare a ordinului de control a riscului, stop loss. Așa este? Aici deja noi începem a pune în mișcare, a combina strategiile. Ok. Unde găsim noi cu toții... Eu am pregătit în platformă. Allegatorul îl găsim în indicatori. Și iată aici în compartimentul indicatorii Billa Williamsa. Piesa a doua, da? Allegato. Eu dacă apăs la mine apar
setările standarde. 13, 8 și 5. O folosesc? La fel cu setările, da? Da, eu știu că fiecare, adică, eu vă dau, adică, posibilitatea să-l testați și să-l verificați după setările standard care vă obligă. Ce vedeți voi? Merge, cum arată indicatorul dat? Trei linii. Însă aceleași trei, aceleași linii mobile, ca și moving average, în mod evident, adică, și el la fel lucrează și le citim tot în formatul ca și un moving average. Numai că, știind regula de la acești trei parametri, aici ai 13, aici ai 8 și 5. Și în primul, iată, este celiuste, adică maxilarul alegatorului, este zube, dinții, și gube, adică buzele. Linia asta, asta este iată, indicatorul buzilor. Asta este, sunt, nu ne-ar indica însă și dinții. Și asta deja e maxilar. Din câte puteți vedea dumneavoastră, el deja e plasat, eu sau mai... Unde este moment de intrare? Poftim? Unde? Ce caracteristică acestui, în primul și în primul rând acestui indicator? Că el merge cu обережение. În avans. Ok. Но у нее, видишь, лунария или формария яича, да, линии ли дать, или сам фаца. Что на ради вы, сын с не торчим на... Перевадили 13, 8, 5. Ачели стандарты. Mai mult fiecare medie mobilă are propriul său număr, adică linia de echilibru, perioada 13 are un offset de 8 bare în viitor. Adică moving average, adică linia aceea mobilă, cu, care reprezintă anume maxilarul, indicatorul 13, el merge în față cu o calculare de 8 bare. Adică, pe când aceea de 8, este cu 5 bani în viitor. Și este aceea cu 5 care merge cu 3 bani și se numește buzele alegătorului. Adică cele mai apropiate permanent de preț sunt cu cel mai mic anume offset, acele de 5, care sunt buze. Adică la intersectare și în mod evident. Asta nouă ne-ar permite. Știți care este o, adică încă un moment în tranzacționare. Noi uneori prea de vreme ieșim din tranzacții, da? Adică noi nu dăm posibilitate să ia mișcarea prețului potențialul. Poate nu de 100%, de 100% noi nici cum nas putem adică stabili, da. O cel mai înalt potențial al mișcării date, mod evident, noi putem să-l folosim și indicatorul dat. Adică, departarea acestor. Țineți minte, Bollinger Band, da? La fel, adică, nouă ne arată, cât de ele sunt mai îndepărtate, ele ce fac? Ele nouă ne arată puterea impulsului dat. Adică, fix în formatul dat și alegătorul are același potențial. El nouă ne arată. Adică, cineva, la mișcarea asta, sunt sigur că, cred că a ieșit. Dar, urmând după indicatorul dat, el nouă ieșirea nu ne-a arătat. Vedeți? Sunt cazuri când mișcarea asta de corecție, că asta e mișcarea de corecție în tendință dată, adică, în mod evident, au atins prima linie. Buzele alegătorului, adică acesta cu indicele 5, cineva poate să iasă aici. Dar cineva, când ajunge de-abia la
anume la la dinți. Dar străbatele maxilarului deja asta e, adică noi nu mai avem la noi nu mai punem la îndoială că el va își va continua. Dacă a fost răbătut corpul lumnării, a fost răbatere la maxilar, adică atunci noi suntem cu siguranță că o să avem o în cazul nostru o corecție mai adâncă. Ok? Și în cazul dat, în zona dată, noi ne fixăm ieșirea. Dar aici noi nu ieșim de pe piață, asta ne-ar ajuta că să lăsăm potențialul profitului nostru să crească. De ce? Deoarece acest indicator este dispersat. Destul de tare. Deci, el la fel. Cum se îngustează, el nu unerat că se stinge deja din puterea impulsului, fie puterea corecției. Că noi cu toți știm că traderii tranzacționăm și pe corecție. Tranzacționați pe corecție. Da. De ce nu? Da, poate undeva un trec mai scurt, mai, dar potențialul dău. De ce? Asta, noi știți cum, ne potulim pofta noastră de tranzacționare. Sunt sigur. Că toată mișcarea asta, ok, noi acum o vedem, eu n-am văzut ce trend, dar indiferent. Adică să luăm în considerare că asta e corecție pentru mișcarea asta, ulterior e deja. Apoi, asta atât de răbdare, asta e timp. Și stai, tu te uiți la căvotul și ala de platformă și caut întrebările astea, că n-aud, dar eu n-am găsit moment potrivit. Bine, moment potrivit de intrare după regula trendului, să avem vedere. Trendul este prietenul nostru și noi intrăm exclusiv ce se primește asta? Pe impuls doar. Așa este. Dar în cazul noastre noi avem posibilitatea să tranzacționăm. Și ce nu? Aici în spate de tranzacționat în sell până la unerată la fel acest indicator. E clar? Adică el nu unerată să mai lăsăm tranzacția. Adică să-i lăsăm potențialul de creștere, mai are unde crește, vedeți? Atât și ca moment de ieșire, dar ca moment de ieșire noi, în mare parte, ce utilizăm? Ce folosim noi? Take profit, ok. Dar unde îl plasăm noi? Adică în zone de a unor nivele, da, puternice. Sau cineva, văzând cifrele interesante, că știți, noi când discutăm cu traderii, noi nu vorbim despre sume, noi vorbim de puncte. Că cineva din noi tranzacționează cu volumul de 10 loturi, dar cineva cu volumul de 1 lot sau de 0,5, ca de exemplu. Da? Potențialul, adică de mișcare, e același. Ca punctaj, ca asta, dar ca sumă finală. De asta, și de asta nu depinde profesionalismul, credeți-vă. Adică cineva are mai mult din aceeași mișcare decât altcineva. Că cel cu 0,5 poate să iei tranzacția asta până aici în sus. Dar cel cu volumul de 2-3 loturi, adică aici la lunarea asta, el a închis poziția într-un profit. Nu, eu despre asta și vorbesc. De asta nume indicatorii nouă ne-ar ajuta pentru a aprecia situația corect. E moment potrivit, că aici e destul de serios, adică la așa o lunare, cineva dacă avea profit, de-amă își pune întrebarea, să mai merită? Că noi o vedem amoi așa, dar când e, este, mai ales dacă cineva urmărește, dar cineva urmărește? Sau nu? Da. Voi urmăresc tranzacțiile. Să urmărești doar în grijă. Dar avem stop loss, avem take profit, pentru ce nu? Aici încă mai tare psihologia pe noi ne pune la încercare. Că noi începem a urmări toate mișcările. Dar dacă eu privesc, de pildă, la o schimb de oră, la, eu nu știu, că atare așa, da? Când noi urmărim tranzacțiile, evoluția tranzacțiilor noastre? Dacă, la schimbul de ore, când se închide o lună și se formează alta. Da? Să vedem, de pildă, nu s-a făcut o combinație de lumânări sau altceva. Ok? Ești deschis tranzacții bine la schimb de ori, dar de închis? Eu n-am vorbit că se deschis tranzacții la schimb de ori.
Eu am vorbit că noi le urmărim. Adică, nu e necesar că eu stau. Ce n-aș spune? Ce n-aș spune? Eu sunt sigur că de la început, primele tranzacțiile, noi putem să spunem secundă în secundă cum au evoluat. Asta e 100%. Eu știu pe propria piele. Cât ne domnul Anatol, managerul meu, îmi pune că nu trebuie, nu. Ei, da. Fix așa. Vedeți să-și. Să dușești pe urmă, vă două, trei puncte în jos. Asta e o psihologie. Noi suntem flămânzi, da? Suntem entuziasmați, suntem iasă. Dar de ce nu se recomandă? Ca nu mi-e actă în perioada asta și trec toate gafele care noi le facem. Cineva își controlează emoțiile într-un fel, cineva altfel. Da? Cineva este care își controlează total emoțiile. Suntem roboți? Păi, despre asta și vorbesc. Noi suntem vii, noi suntem organisme. Și noi și știind că pe piață, practic, 70% din ceea ce vedem noi aici, psihologii, doar și nu tranzacționează, nu tot oamenii. Indiferent că, din care faci parte el, că e trader, că e angajat acolo la un fond investițional, sau, indiferent, suntem oameni. Așa este. De asta, adică, cum văd eu căderea asta, lunarea asta, așa cineva o vede 100%. Adică, peste 80% din trade, adică o văd la fel. De asta e foarte greu, adică emoțional, anume să trecem prin etapa asta. De asta vă recomand. Închideți. Ați plasat profit stop loss după reguli, închideți. Să încep, vă spun, să încep destul. Să duci, o clipă să-mi termin gândul și să duci prețul alea că contrar direcției noastre de intrare și gata, să încep. Tak, dar nu, trebuie mutat stop loss-ul. Precis aici în asta jumătate. Nu, aici. Trebuie ești o... Ok. E greu de acceptat un minus, dar să fim corect. Dar asta e o normalitate. Pentru asta noi și avem plasat stop loss-uri după reguli. Da, eu nu vorbesc de... Păstrați-vă randamentul de tranzacționare, da? Măcar 2-1, adică profitul să fie de 2, adică potențialul să fie mai mare de 2 ori ca potențialul stop loss-ul. Asta tot ar ajuta. Dar asta înseamnă ce? Asta înseamnă că noi am găsit momentul potrivit de intrare. Și intrăm atunci când noi vedem asta și mai ales dacă ne confirmă indicatorul. Fie legată, fie care voi utilizați după strategia voastră. Așa este? Cum v-am gândit? Ce contează cel mai mult în acest domeniu? Când suntem în tranzacție? Stăpânim emoțiile. Emoțiile? Și ce le contează? Cine se uită după volumii? Volumul, da, contează. Volumul, a, care intră în piață? Da, volumul în piață contează? Da, foarte mult. Dar cine respectă volumul? Mă gândesc cel mai mult piață, contează volumul și emoțiile. Volumul, din nou, după cum se ia volumul acesta, dependență de contul care avem. Dacă avem un cont, spunem, scade deja, primitem și alt volum. Dacă avem un cont mai micuț, îl dăm un volum mai mare deja și îi dăm deja putere la contul celălalt. N-a să poată să ducă, spune așa. Păi de ce cea mai mare parte spune contează în volum? Scade rezistența. Noi vorbim permanent de prosadcă, da? De prosadcă, da? Asta e rezistența cătare. Cătare asta e rezistența contului. Rezistența afacerii noastre. Deoarece anume când noi vehiculăm cu volumele pe piață, noi ținem cont. Totul se începe de la ce? De la depozitul nostru. Și cu cât mai devreme, sau cine o înțeles asta din start, asta e foarte bine. Dar cine pune la încercare deja depozitele sale în tranzacționare, ok, asta e legea, fiecare, știți cum.
Nimeni nu-și deschide afacere ca din start să o falimenteze, da? Da, să fim sinceri. Sau sunt kamikaze de ești. Eu despre asta și vorbesc. Anume, dacă noi privim serios lucrurile, că sunt sigur, toți în voie de care tranzacționați pe conturile, pe depozite conturi reale, adică voi dacă v-ați adresat la managerul vostru, pe voi vă ajutați să vă faceți un business plan de tranzacționare. Așa este, nu? Da. Mult de. Dar de ce? Deoarece noi, adică, înțelegem la moment chestiile astea și vedem și vouă semnalele astea. Că este foarte important. Oameni buni, dacă la mine business planul ne arată, tranzacționez, trebuie să tranzacționez cu volum de un lot, nu, eu dacă încep a majora volumul, ce se trece în cazul ăsta? Contul nostru începe a pierde din rezistență. Dar pierderea rezistenței se răsfrânge asupra psihologiei noastre. Credeți-mă. Da, eu sunt de acord că la majorând volumele, adică și profitabilitatea e altă și de asta. Dar și controlul riscurilor e altă. De asta și strădui tot să tranzacționezi de pildă în timeframe-ul de cash-ul, de pildă în tranzacție intraday, da? Cine ar avea răbdare să intre în... cineva are tranzacție lungă, de exemplu. Nu, iată, de pildă. Piața asta în cash-ul noi examinăm în legat. El nouă ne-ar arăta, uitați-vă, în daily frumoasă. Eu nu ne arată în deli, uitați-vă că timp ne ar ține pe noi pe piață. Avem la care sunt lagăți. Poftim? Care sunt lagăți, să avem pe temele. Da. Aaaa! Uitați-vă, lactul, din punctul meu de vedere, adică lactul el e mai mult, nouă ne greu, ne vine greu mai mult ca timp. Dar timpul pentru noi, pentru traderi, asta e bani. Așa e? Și când ești în lacăt și undeva ceva nu-ți ajunge. Ok, bine, noi fiecare din noi, adică avem, ținând cont că asta e afacere, noi uneori avem nevoie să facem o reinvestiție, să facem o... Asta e o normalitate. Credeți-mă cu mine. Că dacă nu, noi am pune la sub semnul întrebării toată afacerea noastră. În cazul ăsta, dacă noi n-am face. Și în cazul ăsta, adică în daily, uitați-vă cum cât de frumos a legat, da? Nu ne-am arătat. Eu și cu un potențial, e ca undeva la buze. S-a oprit, mă, 327 de puncte. Dar reprezintă 30 de bani. Asta e o lună de zile, o singură tranzacție. Pe când în H1, asta e tendință. De asta noi ne străduim, fiecare iubește să-și pui bani în depozit, zăi, da? Nu așa e mai vesel, nu știu cum, poate e altfel arată. Aici eu zâmbesc odată, la sfârșitul lunii. Da. O lună. Așa, aceleași 327 de puncte eu le transform cu mult mai bine, adică în mai multe puncte, da? Cu un potențial, dacă eu îți tranzacționez în H1. Dar dacă prindem așa o tendință în H1, noi găsim, noi putem să utilizăm și metoda adăugării multe. Așa e? Da, nivele avem... Prima tranzacție, mai ales noi, dacă prindem un trend de la început, eu aș sugera prima tranzacție să o țineți și să o închideți când vă arată anume schimbarea în drept. Dar restul în H1 deja voi puteți să vă folosiți metoda de OB. Asta tot e niște nuanțe de care începem a ne gândi la ele, anume în momentul de tranzacționare. De asta și se spune că toate emoțiile, anume noi le trecem pe conturile reale. Indiferent care ar fi ele. Investiționale, proprii sau voia asta, dar pe conturile reale. Iar de aici e important. Ca să nu uit, pe pagina brokerului, pe lună, a apărut informația mea cu ceva de, adică cu
o promoție de anul nou. Dar pentru detalii adresați-vă către managerii voștri. Bine? Eu n-am să dau acum la masterclass aceste detalii, dar merge vorba la, dacă mă găsesc cu, da, cu double hit, adică la niște condiții mai avantajoare, adică ceva deosebit decât cel de bază, ok? Domnul, cine a auzit de ADX-ul? E indicatorul, da. Îl folosești cineva? Potim? ADX-ul. Auzi cineva de el? Unde ne putem să-l găsim? Să ne revinem? Ce este ADX-ul? Și cum ne ajută el? Ne simplifică tranzacționarea. Între, încă o dată, domnul Mihai, adică în indicatori de trend. În stafia, indicatori de trend. Trendul. ADX, mă gândesc. De ce este alcătuit? Știți că, toți indicatorii stau la bază la linie mobilă. Linie mobilă. Păi, în situația dată, la PIO sunt câteva linii mobile, doar că dați să schimbăm culoarea. Se vede bine? Din ce este alcătuit? Prima linie, linia albastră. Este semnalul, numește ADX-ul. Cum noi îl folosim pe el? Dacă linia aceasta se duce în partea de sus, arată puterea impulsului, puterea tendinței. Se vede mai pronunțat. Se vede bine? Mai pronunțat, orice. Rezoluție. Bine, acum e bine? Totuși, îl folosim cu, spune așa, standard, dar putem să-i schimbăm ceva în opțiuni. Și spun, dacă vine anul nou, poate făcut și un mic cadou. Putem adăuga ceva nivele ca să ne fie nou mai comod. În cazul dat, adăugăm nivelul 40. Și nivelul 20. Cum am spus, sunt câteva linii. Linia albastră este, se numește ADX-ul. El arată nouă puterea impulsului. La celelalte două linii, linia bej este linia de sell, care îmi dă nouă semnale de deschidere în poziții de sell. Linia verde îmi dă nouă semnale cum să deschidem poziții de buy. Cel mai comod să deschidem după ADX atunci când poziții de sell, când linia bej se bate în partea de jos, de sus în jos, intrăm în poziții de sell. Când e cel mai comod să deschidem sell? Dacă linia albastră se bătut nivelul 40 în partea de sus, dă semnal că tendința dată este puternică. Adică nivelul 40 în scăbate dă de înțeles că este piață o tendință puternică. Adică trendul încă continuă. Când deja se respinge înapoi, se bate nivelul 20, ajunge, dă de înțeles că tendința se slăbește când ajunge la nivelul 20. Și acum, când ne orientăm la poziții de buy după ADX, când linia verde se bate linia bej de jos în sus, orientăm la poziții de buy. Dați-vă o situație așa de caz. Avem un impuls de sell. Vedem. Linia albastră, ADX-ul, se află la nivelul 20. În preajma lui. Acum, linia verde, linia bej ce-a făcut? O să bătut linia verde în partea de jos. Ce ce-o dat semnal? Că se începe o tendință de sell. Vedem că linia dată, linia albastră, duce în partea de sus. Ceea ce dă de înțeles că tendința pe piață este la nivel puternic, spun așa, este continuă.
Din nou, când dă semnale să ieșim de pe piață, ADX-ul, atunci când ADX-ul, linia dată, linia albastră aceasta, ajunge la nivelul 20. Și liniile date, linia de sell și de buy, se intersectează. Pun în situația dată, la poziția de sell. Ne dați semnal când închidem poziția la nivelul acesta. Din nou, uneori suntem la poziții de sell. Observăm că, din nou, s-a bătut linia beige, linia verde în jos. Ceea ce o dat de înțeles, că din nou se începe un... Toți observăm linia beige, o să bătută de sus în jos, linia de baie. Ceea ce o dat de înțeles, că se începe un nou impuls. În jos. Și din nou, când orientăm noi să închidem pozițiile după ADX, atunci când ele se intersectează, linia date, linia de verde, intersectează linia beige, de jos în sus. E clar cum funcționează? Să o vezi mai detaliat. Bine, da, sunt. Din nou așa. Încetăm prima linie. Linia albastră. Ce este linia dată? Ne arată nouă puterea impulsului. Adică dacă iese bate 40 în sus, îmi dă înțeles că tendința e puternică. ADX-ul. Acum sunt cealaltă două linii. Linia beige și linia verde. Linia beige și această verde. Ce sunt ele? Sunt două linii ce îmi dă pozițiile. Linia de beige îmi dă pozițiile de sell. Nu se vede bine? Așa e mai comod? Da. Spunem linia dată, linia neagră, de semnale de sell. Adică ea la intersecție cu linia verde, de sus în jos, de semnale poziții de sell. Să intrăm pe sell. Acum linia verde, ce de semnal? De semnal că se intrăm în poziții de buy. La intersecția liniilor date, dacă se bate de sus în jos, e poziții de sell. Dacă se bate linia verde jos în sus, sunt poziții de buy. Acum cel mai important este să orientăm după linia ADX-ului. Linia dată. Spune așa că se face un mare efect. Ea nu ne arată cât este puterea impulsului acesta. Dacă ea se bătut nivelul 40 în partea de sus, ce e de înțeles că deja tendința e timpul nou, e puternic. Acum, din nou, când ea se coboare în jos, și ajungi la nivelul 20, dă de înțeles că canalul acesta, trendul acesta, se deja nu are puteri cele. Se așteaptă o corecție. Domnul Mihai, ar fi posibil și pentru un trader mai comod momentul de intrare, când ești linia verticală, adică să fie înțeles. Adică momentul... Bine, dați-vă în situația, da. Avem un canal descendent. Uneori dăm noi la poziții de sell. Observăm că linia ADX-ului este la nivelul 20. Și acum, linia, spunem linia, dată linia neagră, o să bătut ADX-ul jos. O să bătut linia verde în partea de jos. O dat semnalii de sell. Din nou, uneori dăm noi la să închidem tranzacția. Când vedem că ADX-ul se duce în sus. Toți vedem linia albastră se duce în sus. Ceea ce dă de înțeles că impulsul acesta este puternic. Când noi să orientăm, să închidem tranzacția aceasta. Când ADX-ul, linia aceea albastră, o să străbate în jos linia 40, în partea de jos. Și ajunge la linia 20, la nivelul acesta 20. Când ajunge la nivelul 20, el dă de înțeles că nu are puternic cerea. Deja trebuie să închidem tranzacția. Asta ar reprezenta momentul. Momentul de ieșire de piață. Dar puneți o linie verticală unde arată ADX-ul, adică. Anume, momentul de ieșire. Și așa să fie mai... Aici să bate la nivelul 20. O să bătu nivelul 40 în jos, ceea ce dă de înțeles că deja n-a trezut impulsul.
observăm că impulsul dat este la a da o dat semnal la finalul impulsului, când e dat, face o corecție. Nu, ce semnal are acum? Contrariu. Nu, acum, la moment. Acum, când ele tot stau, cum în cazul dat, când stau tot pe loc, este o pauză de piață. Toți știm că ce avem acum pe piață formată? Sunt format un triunghi. Așa-i? Sunt format o figură de incertitudine. Toți știm că în figuri de incertitudine nu schidem tranzacții. Acum, cum? Ok? Totul depinde, da? Acum sunt de nouă, a dă X-ul, apoi semnal. Când linia dată, observăm că ele acum nu sunt intersectate. Toți vedem spația dată. Acum, a dă X până sunt de nouă semnale. Când linia verde, o să bat în partea de sus, linia dată. Linia de Y este linia verde de jos. Când astfel bate în partea de sus linia neagră, dă semnale de bani. Din nou, când astfel dăim semnale, să închidem poziția. Când, dacă astfel înceapă deja un impuls în bani, astfel bat figură dată, atunci linia dată va fi așa situație. O străbată linia neagră în partea de sus. Ce și îți dă semnal când îi dă poziție de bani. Dacă în cazul acesta, străbate figura partea de jos, atunci linia neagră o să străbate linia verde în jos. În jos. Și atunci, cum ați fi ADX-ul, linia aceasta albastră? El se va duce, dacă se cere impulsul nou în bai sau în sel, se va duce în partea de sus. Străbate nivelul 40 și se dă din semnal că este o tendință puternică. Un impuls puternic. Acum, din nou, când să închidem noi tranzacția? Când se spune că ada X-ul se va întoarce înapoi. Se bate jos 40 și ajunge în zona nivelului 20. Atunci de înțeles că deja nu ar putea impulsul acela. De semnat că se închidem tranzacția. Ada X-ul putem folosi atât în combinație cu alte strategii sau putem să folosim și singur. Ia. Nu. Ce înseamnă linia dată, mă spus? Linia bej, ele nu străbate. Străbate doar de X-ul. Linia dată, ele îmi dă semnale când se schimbă poziția de bai sau de sel. Linia aceasta verde e linia de bai. Ea îmi dă semnale, nu de bai. Adică când linia de verde e bai. Linia dată, linia neagră, e sel. La intersecția lor, dă semnale. Dacă străbate, cum e situația? Da, dacă străbate linia dată în jos, dă semnal de sel. Dacă linia neagră străbate în jos, dă semnal de sel. Acum, dacă linia verde străbate în sus, ați dă semnal de bai. Și acum, da, spuneți. În orice caz, cum nu s-a străbate, spunești că linia neagră străbate sus în jos, linia verde de jos în sus. Adică spunești că linia verde era străbate și linia neagră sus, sau ceva înțeleg. Adică ele sunt două linii, ele sunt două rate poziții. Da, vreau să spuneți că linia verde se străbate de jos în sus, e bai. Și linia neagră când se străbate de sus în jos, e sel. Da, dacă acum linia dată, luăm situația dată, așa să spunem. Avem linia dată. Și acum, dacă străbate figura în partea de sus, ce ați facă linia verde? O să străbate în sus. Ați fi semnal, de ce ne vedem la bai. Schidem poziții de bai. Când ați închidem poziția dată de bai, dacă se ducă linia dată se bate în sus. Acum, linia aceasta albastră, care este cea mai importantă, linia dată, ea nu ne arată cât de puternic este impulsul acesta. Ea ce se face? Ea se bate în sus, automat, se bate nivelul 40. Duce în sus. Ce dă de înțeles că baiul nostru e puternic. Când noi să închidem baiul acesta? Când linia aceasta din nou se vie la nivelul 20. Ce dă de înțeles că gata, deja nu e puternic pe piață. Chidem tranzacția. Ca să deschidem semnală, să ne folosim așteptăm poziția linii, dar nu creșire, poziția linii, ADX. Da, când suntem pe piață, ce îmi dăm nu ADX, îmi dăm poziție, momentul se îndrept pe piață. Îndrept când se intersectează, ieșim după ce linia dată, ADX-ul dat, bine, dat se numește ADX.
când ea ajunge înapoi la nivelul 20. Ce și dă de înțeles că nu-i puternic pe piață. Nu-i puternic în sensul că noi ne-am întors tranzacția la prețul care am văzut. Nu, el deja face proiecții. Și își păstrează tendința. Adică tendința este de bani sau de sel, doar că deja dă semnal să face proiecții ceva. Să începem. Și ce și-a dă înțeles nou că să închidem tranzacția. А да, X он все души тупой прец. Прец я звучу на сус, да, да, X пацан на жос. Повтим? Адика, ты ну, я сам дай сигнал к нас интерсетеза. И шым ты пипяцы. Кэн, да, да, X он осажонга на поле, не бьем до узеч. Так ас интерсетез, фиен жос, а да, X он души два в сус. Когда кавем позиции десел, а да, X он души на сус. Линия дата баса, души на сус. Чем ты не целес, кэн, poziția de sel, кем прун. Acum, când a să linia A de X-ul acesta, a să vină apoi în jos, atunci a să închidem pozițiile de sel. Și de înțeles, gata, deja, selul e de închis. Și cum, din câte ați înțeles, adică momentul de intrare, nu ne arată aceste două linii, dar momentul de ieșire, anume A de X-ul. Asta e. Și ceea ce ați întrebat dumneavoastră, în mod evident, adică este clar vizibil, când merge vorba o străbatere de sus în jos, asta vă dă un semnal, dar când merge vorba de străbatere de jos în sus, deja asta e totul alt semnal. E semnal de bani. Da. Înseamnă că, de exemplu, că aici azi nu avem un semnal. Când se merge ca șansa străbatere frumos, șansa străbatere jos. Că nu merge mai așa, și a doua străbatere mai frumos. Acum nu neapte străbatere. Aici avem ce fel de tință avem. Descendent, așa e? Noi și în cazul da, aici așa e, observăm că o să bătut în jos. Adă X-ul. Linia dată, linia neagră, o să bătut în jos. De ce nu vine în sus? Puțin dacă vine de ce vine. Dacă vine de ce vine de sus. De neagrele au o punct de intersecție, da. Adică adă X-ul, linia dată neagră, de set, avem gând de ce vine, așa e? Înseamnă că dacă avem gând de ce vine, la ce ne orientăm? La set. Acum, linia dată, linia aceea neagră îmi dă semnale. El îmi dă nouă semnale când să schidem poziția de set. Și observăm că în situația dată o să-i bătut-o la nivelul acesta. O să-i bătut-o de sus în jos. Am schis poziția de set. Și observăm că a făcut ADX-ul. Vă dați înțeles că e tendința dată pe timp lung. Dacă a căzut în jos piața, ADX-ul a ridicat în sus. Când am închis noi tranzacția dată, când ADX-ul, linia celul 4, a ajuns la nivelul 20. Vedem că în situația dată, el a ajuns la nivelul 20. El era 20 aici. Da, aici. Aici încă nu e ajuns. Păi uitați, fix aici la nivelul 20. În zona 20. Aproape. Da, el în zona la 20. Pus pe baia deja 40 în jos și ajunge în zona 20. Dă semnal să închidem poziția. Poziția de sel. Deci și la stocare. Este străbatere, este respingere. Ok, în diapazonul... Și ați parcă dumneavoastră ați folosit, aveți pas la cum l-ați testat. Aveți tranzacții deschise de la semnal și închise până ADX-ul v-a arătat că e momentul de ieșire? ADX-ul da din semnal de la nivelul acesta, avem canalul. Da? ADX-ul ce îmi dă nume? Îmi dă o confirmare pe toți indicatori. Ce îmi dă nume? Da, confirmare că aici îți schimbi sel sau bani, depinde ce canal avem. ADX-ul dat semnale dice de sel. Am canalul, am ADX-ul. Da, confirmare de sel. Acum, după ADX, pot să înțeleg cum se închide tranzacția. Unii mi-au dat semnale ADX-ul închide tranzacția. Când el a ajuns în zona la 20, aproximativ în zona aceasta. Dar să fie clar pentru toți, asta dacă... Noi ne conducem și ca punct de intrare și ca punct de ieșire după ADX. Dar... Tendința, noi avem canalul. Noi nu permanent folosim indicatorii în ambele cazuri, așa? Da. Asta e. Dacă și instrumente i-ați testat și... El lucrează în toate timeframe-uri. Lucrează bine, atât de H1 cât și H4 în D1. Ce vei lucrează? Piața voluntară. Le încercați pe datele de bază. Le plasați și vedeți deja cum lucrează ADX-ul. Dar cineva a tranzacționat cu acest indicator? Da.
Știți că el toate... 3 ani înainte sunt astea clasuri. Toate indicatoarele sunt bune. Nu, nici unul nu e bun. Doar deja în evidență cum noi îl folosim. Este un indicator care nu e bun să nu dea cea semnale. Ele sunt toate bune. Din nou, dar folosim, avem canalul. Până în final, voi rămâneți cu... Voi vă formați propriile strategii cu indicatorii cei care vă fost mai ușor perceptibile, așa? Mai ușor de citit, mai ușor de aplicat, nu, sunt, nu vă încarc tare că... Pildă, ieși mocul, da? Ieși mocul. Ieși mocul, încarc platforma, adică însăși prețul în unele cazuri, nici nu ne-ar fi comod. Cuiva, dar cineva tranzacționează reușit și cu acest indicator. Bravo lui, asta e foarte bine și într-adevăr. Și el lucrează fix cu același principiu ca și cealaltă de X, cealaltă stocastică, cealaltă. Pur și simplu, noi alegem ceva care nouă ne-i mai combinabil, ne-i mai ușor și asta. De asta, recomandarea mea, asta nu înseamnă că dacă ați auzit despre agregator, despre ADX, voi aveți o stohastică, MACD, ce mai folosesc voi acolo, Bollinger. Spuneți tăiat asta pe platformă, nu? Voi n-ați vedeți, pur și simplu, prețul pe urmă. Voi să aveți numai indicatori și ați căutați și în cazurile astea știți ce se întâmplă la trade. Adică, trei indicatori vă dă în pare. Și a patrulea s-o pui, adică s-o dă puțin mai interfiet și în moment și ala să nu vă dă în pare, gata, voi au puneți la doială. De asta nu utilizați, adică indicator peste indicator. Utilizați ceea ce vouă vă convine. Dar nu de ce nu convine. Trebuie să ne aduce bani. Așa e? Adică, nu contează ce strategie folosesc. Contează rezultatul. Până în final. Asta reiese din... Ce-a spus oare în bani? Prima regulă. Nu pierdem bani. A doua? Nu pierdem bani. Am scos din buzunar cheile și au căzut bani. Pe care pierde? Pe piață noi nu pierdem bani. Minus activ e minus activ. Stop loss-ul este controlul riscului. Ok? Dacă îți privim așa lucrurile, credeți-mă, cu mine ați stați mult mai liniștit. Cine din timp, adică până la tranzacționare, cum privie banii și după tranzacționare? S-a schimbat o leacă viziune? Nu, banii și-au păstrat, deci e aceeași valoare. Eu vorbesc, am vedere ca un instrument de comod, adică care îmi creează nou confort. Că banul nu e nimic decât asta. Da? I-am îmi permit asta, îmi permit asta, îmi permit las, mă duc la Odessa, dar mă duc la Turcia, dar mă duc la Turcia, mă duc la Maldivi sau multe, multe alte. Ok? Așa e sau nu? Asta e instrument, pur și simplu, care nou îmi creează. E o resursă, da. E o resursă care... Dar fără dânsii nu putem. Indispensabil. Super. Așa că aveți încredere în ceea ce faci, să aveți încredere în prognozele, analizele voastre, mai ales aveți posibilitatea să o contrapuneți cu a colegilor care fac marketing discussion. Priviți marketing discussion. Sau deja ne-am luat depășit. Serios. Bombardier. Da? Nu, eu vă recomand, adică noi ca manageri, noi avem nevoie, noi la fel nu doar suntem trader, da? Noi la fel nu avem nevoie, uneori, poate de un, așa să spunem, de un suport, da? Un cuvânt spus la timp e important. De asta, voi aveți posibilitate să telefonați managerul și așa, iată, situația. Poftim, vinim, analizăm tranzacții. La fel, noi avem, da? La noi preocupările cum am spus, cu tot planul. Eu am vrut să întreb, legatul, cu care îl mai folosesc dumneavoastră? Corasai. Corasai, da, înțeles. Ok. Și combinația la aceste două, care ce vă dă dumneavoastră?
O claritate la moment de intrare? Da, da. RSI-ul merge un pic mai înainte, când se bate vrerea de mijloc, când ține și numărare, și deja și alegatorul. Rar când ele iau două dată, asta e perfect, dar după RSI merge alegatorul. Și de ce merg foarte frumos. El își comod, e comodul de jos, altul de gazul. E mai greu când folosiți același tip de indicator, adică pe grafic sau aici jos. Am și RSI, și Stochastic, și MACD, și 5 mai trebuie. Ok, MACD-ul nu s-au folosesc numai ca pentru divergență-convergență, da? Sau nu? Cineva a folosit? Cam... Metoda adăugării. Cineva poate îl folosește ca moment de intrare. La fel tot, nu ne-a arătat, da? Asta, adică, noi avem aceleași cunoștințe, dar diferit le utilizăm. De asta anume, masterclass-urile sunt organizate pentru voi, ca voi să vă puteți, adică într-o oarecă măsură, de a pe lângă ca să vă aflați ceva, voi să fiți deja și mai activi. Să încercați și aceea, și aceea, și aceea. Numai că păstrați-vă la dietă. Ok? Ceva întrebări referitor la discuție.